Epomanii numesc Moș Crăciun, personajul acela generos care împarte o mulțime de daruri, e cunoscut la nenumărate popoare. Însă în toată lumea are aceeași îmbrățișare, un mânic rotofel, cu obrașii lungi și barba albă, îmbrăcat veșnic într-o mantie roșie divită cu apă. Moșneguțul e vesel, grăiește cu cei mici și împarte o mulțime de daruri din sacul său miraculos, parcă fără fund. Dar cine l-a născocit pe Moș Crăciun? Când și unde? Haideți să vedem! Mâine e zi de sărbătoare, ziua cărnurilor, și din străbuții obișnuiește să fie casa pregătită de sărbătoare. Oarele trebuie să ducească, albiturile să fie curate, iar eu nu am pe nimeni să mă ajute. Crăciun, bărbatul, e plicat cu margarite și foile. În curând o să sosească și o să înceară. Apă de spălat nici prea caldă, nici prea rece, prosop curat, patru frumos așternă și mâncare de care îi place lui. Bună ziua, nevastă! Bună, vreme! Gata, treburile, că uite, se înserează și mâine știi că e sărbătoare. Știu, bărbate, știu. Atâtea sunt de făcut, iar eu sunt singură. Că poate mai vrea de mult să-ți aduc vreo servitoare. Până acum, cum le-ai putut face pe toate? Apoi, eram și eu mai tânără. Și parcă și ziua era mai lungă. Ai pus și tu niște ani în spate și te plângi? Uită de la mine cum nu spun nimic și doar sunt mai bătrân decât tine. Parcă nu te aud eu noaptea, când tu stai și dormi și eu stau și dormi, cum te întorci de pe o parte de alta și ce întâi somn. Că doar nu te bine faci asta. Ce vrei, măi femeie, dacă am ușghebat o avere ca a noastră? Nu pot să o las să se risipească. Ai dreptate, bărbate. Am adunat atât de multe avere, încât am putea prăni un an de zile, nu unul, nu doi oameni, ci chiar că trebuie un oraș de trei. Ha, ha, ha. Acum ar trebui să-mi împart eu munca cu toți țărătorii și nespălații care ne trec ziua pe la poartă. Ce știi tu? Ești plecat toată ziua cu argații și cu oile și nici măcar nu știi ce vorbește lumea. Dar ce vorbește? Apoi tu n-ai auzit de credința asta nouă pe care mi-o aduc prorocii? Ia ca n-am auzit. Apoi multe lucruri bune spune ea. Dar mai ales spune să-ți iubești aproape, căci un oraș avem, știi minune de acolo. Și ce? Eu nu te iubesc. Trăim de viață împreună și uite cum nu duci lipsă de nimic. Numai de dragoste că am duc o lipsă. Că om mai astfel și mai plecat ca tine nu prea se găsește. Dacă nu eram așa de mult, ne mâncau câinii din traistă. Și mai este ceva. Și nu pot să nu spun că mâine e sărbătoare și trebuie să avem sufletul curat. Ei, spune, ce mai este? Vreau să-ți spun ceva ce numai eu am știut. Și n-a spus nimănui, decât lucrurilor, în casă noaptea, când stăteam și munceam să te ajut să nu mă. Dar spune odată și nu mai poci, că doar nu te-am omorât. Pe mine nu mai am. Doar sufletul, mi s-au ofilit și uscat. Spune! Niciodată n-ai vrut să avem copii. Nici nu știi cât de mult mi-aș fi dorit. Să am și eu pe cine să iubesc și pe cine să mă mai iau. Măcar unul de suflet să fie. Că sunt atâtea familii nevoioase care au fost bucuroase să-și vadă copilul. Așa, așa. Să aibă cine ne risipia, averea bun. Și apoi să râdă de noi când vom ajunge bătrâni și neputincioși. Numai la avere te gândești. Ce o să faci cu atâta avere? Că pe lumea cealaltă nu vei lua cu tine. Asta nu-i treaba ta. Că despre copil ce să zic? Poate că-i mai bine așa. Tu nu ai auzit de porunca de la împărăție? Care poruncă? Porunca lui Irod, împărat. Altul. La fel de bună suflet și dragnică ca și tine. Parcă-ți fi neam. Ia vezi. Hai spune, ce ai mai trebuit pe capul lor? Ci că niște ghicitori i-au prorocit că se va naște un prunc nemaipomenit, care astfel ar ajunge serii curii locului. Și ce-i cu asta? Fiecare cu morocul și cu zahărul. Nu înțeleg ce are asta și cu copilul pe care ar fi trebuit să-l avem. Taci și ascultă. Are. Că acum nu am mai fi avut copil. Nu așa. Nu am neapără și păzește. Împăratul Irod, auzind prorocirea, a poruncit să fie uciși toți copiii, chiar și acela care ar fi ajuns să-i fure locul. Copii, croși și nevinovați, multă răutate mai este acolo. Ia te porni cu bocituri, ascultă aici, eu mă duc să mă odihnesc, nu mai pot. Tu ai grijă de gospodăria noastră și să nu primești pe nimeni în casa mea. Da, copiii sunt
Poți să-ți mănânci acolo în seară. Tu să faci cum spun eu, că dacă nu mai repedeam să te așteaptă. Ce o să-mi faci? O să mă omor? O moară, nu ca și așa. Asta nu-i chiar. Mai rău, o să stai mâinile să nu te poți îngriji de ele. Iar apoi te voi aduca să trăiești din mila oamenilor pe care îi iubești atâta. Am plecat. Doamne, crud și ticălos o mi-ai mai dat. Dar ce pot să fac? Asta e soarta mea. Dar ce noapte ciudată. Parcă niciodată cerul nu a fost atât de deschis și stelele așa de strălucitoare. Mai ales una. Strălucește mai tare decât toate la un loc. Parcă ar fi o noapte sfântă. Nu cumva o fi vreun semn? Mama mi spunea că și din natură putem cunoaște și învăța unele semne. Dacă e așa, atunci trebuie să fie un semn bun. Că parcă prea multă bunătate domnește în lume și în cer. Cine sunteți oameni buni? Că nu am voie să vă puneți în casă. Bună, femeie. Suntem pribegi care au fugit din orașul nostru și căutăm un loc de notar. Și tocmai aici v-ați găsit să bateți în poartă? Nu știți că bărbatul meu nu primește pe nimeni în casă? Nu mai pot, nu mai pot. Tu, femeie, cum te cheamă? Eu v-am spune. Să știi, Iova, că pe mine mă cheamă Maria, iar pe bărbatul meu Iosif. Și mi-a venit vremea să nas. Apoi, dacă ai așa, de ce nu stai la casa voastră așa cum se cuvine, să naști din liniște? Noi am fi stat, dar răutatea din lume ne-a făcut să plecăm unde o vedea cu ochii. Cum crezi tu, care și tu ești femeie? De bine am plecat noi. Dar ce s-a întâmplat? Fugim de mânia lui Irod, împărat. Că poate, dumneata Iova, nu ai auzit că a poruncit să fie uciși toți copiii, de teamă ca un prunc minunat să nu ajungă mai vestit decât el. Am auzit, am auzit. Și uite așa umblăm noi de multă vreme prin lume, că poate mi-ai găsi un loc unde să-mi pot naște pruncul. Dar voi de ce degeziuiți? Că uite, bărbatul meu Crăciun trăiește după legea veche, păgână. Noi am trecut la legea nouă, creștină, de când ni s-a arătat semn că soția mea Maria va naște un prunc cum altul nu a mai fost pe lume. Dar cine v-a adus această veste? Arhanghelii și îngerii din ceruri. Parcă și acum iau cântând. Ascultă! Cea mai mare dorință mea
Dacă ai ști tu care e cea mai mare dorința mea, dar nu se mai poate. Nevoile și vârsta nu mai lasă să zămislesc prunc. Dar e asta, nici nu mai am nevoie de asta. În casa mea, chiar acum se înfăptuiește minunea și se naște un copil. A avut dreptate, Maria. Cea mai mare dorință mea s-a îndeplinit. Să știi tu, Iova, că pe cer s-a aprins de această lucitoare, trei magi, mari împărați ai apusului, au văzut lumina și grăbesc încoace să-i aducă darul. Cei trei magi sunt Gaspar, Mechior și Baltazar și îi vor aduce în dar aur, smirnă și tămâie. Binecuvântat fie propus. Ce-i cu gălăgea asta din uposător și ce-i cu lumina asta în miez de noapte? Mai dor, că nu s-a întâmplat nimic. Au trecut niște străini pe fața casei și au lătrat câinii cam tare. Ce străini? Care străini? Iova, ce-am vorbit? Nimeni nu are voie să ne calce pragul. Dar nu s-a întâmplat nimic. Îți faci loc de mine? Bunule om, stai. Femeia nu are nicio vină. Toată vina o purtăm noi. Noi? Care noi? Eu mă numesc Iosida, pe soția mea o cheamă Maria. Ce face? Va să zic că nu e singur? Ai adus-o și pe nevastă, dar cu tine? Iova, ce-am vorbit? Stai, omule, stai. Femeia nu are nicio vină. Noi am făcut-o să se întâmplice să ne primească în staul. În staul? Fără să mă întrebe pe mine? Da, nu mă instau. Nu am vrut să-ți deranjăm casa. Soția mea tocmai a născut. Cum? S-a născut la mine casa, un copil, afară, afară cu toți! Hei, păstor, luați-i pe acest străin și alungați-i departe de locurile acestea. Cât despre copii, luați-l și dați-l, ăsta și domnului Rotu. Eu mă, vin în coace. Da, dar poate. Ia să, care era pedeapsa pe care ți-am dat? Îmi tai mâinile. Atunci, dacă niciodată nu mi-a călcat cuvântul, să se îndeplinească pedeapsa. Ai îndurare. Nu plânge, pentru că tu singură ți-ai făurit soarta. Iată, s-a îndeplinit pedeapsa și ca să nu spui că nu am milă de tine, te voi lăsa să ți se vindece rănile. Iar apoi te voi aduca de la casa mea. Dar ce s-a întâmplat aici? De ce plânge Ova? Înainte. Pruncul Sfânt te-a vindecat. De azi înainte,
Ce faptă bună nu mai trece nerăsplătită. Minune! Mare minune! Voi spune la toată lumea despre această primă minune a Fiului lui Dumnezeu. Iubirea ta și dragostea de oameni te-a vindecat, Iova. Niciodată să nu asta. Dar chiar nu se poate duce nimeni din casa asta afară cu toți, Iova. Ce-i cu tine? Ce să fie, bărbat? Iată, mâinile pe care mi le-ai tăiat sunt la locul lor. Nu, nu se poate, dar cum? Cu mâinile mele eu ți le-am tăiat. Pocăiește-te, Crăciune. Niciodată nu ai crezut în bunătate. Iată dovada. Spune dacă nu este adevărat. Minune, minune cerească. Numai un sfânt putea să facă asta. Unde-i? Aici. Acest prunc micuț s-a dovedit a fi mai puternic decât tine. El este cel care aduce bunătatea. El va aduce lumină. Adevăr spui. Parcă de pe minte mi s-a ridicat o negură. Cum am putut să fiu atât de rău și hain? Cum am putut să trăiesc așa? Stă în puterea ta să te mântuiești. Știu, știu ce am să fac. De azi înainte nu voi mai arunca pe nimeni de la casa mea, fie el om, copil sau ce-o fi. Ba mai mult, așa cum păstorii și magii au adus darul pruncului sfânt, așa și eu voi lua din averea mea și voi dori tuturor copiilor din lumea asta. Iova, de ce stăm? Hai să-l potopim bradul cu tot ce avem mai bun și mai frumos și să cântăm colinde în semn că astăzi s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. În fiecare dintre voi trăiește Moș Crăciun, un om bun, un om mai puțin bun. Noi îți dorim acum la acest ceas aniversar, la acest copas între ani, să fii mai bun. La mulți ani!